Trăim într-o vreme extraordinară în care biserica doarme. Asta nu spun eu, spune Biblia. Și buni, și mai puțin buni, toți dorm. Toți sunt inconștienți de apropierea iminentă a revenirii. E așa de aproape și în timpul ăsta, spune Soraya, este un paragraf, într-o vreme atât de iminentă, când ar trebui să fim pe genunchi, să ne pregătim pentru cea mai mare criză din istorie, noi suntem cu totul absenți. Asta e partea rea. Partea bună este că îl iubim pe Domnul și dorim să fim pregătiți. De-aia Dumnezeu ne trimite apeluri să ne trezească, să nu pierdem mântuirea. După o viață întreagă de alergătură, în ultima clipă să pierdem tot. Biblia spune că va fi un timp cum n-a mai fost absolut niciodată în istorie, nici în timpul Inchiziției, niciodată în istorie. Cea mai mare criză din istoria Universului este gata să înceapă. Eram mulți ani în urmă în Oțelul Roșu, veneam de la piață, am trecut printre două blocuri, am trecut drumul pe unde e poșta, am luat-o la dreapta și când am ajuns în fața clubului, era lume mult acolo. Era lume grămadă. M-am dus și eu să văd ce este. Când m-am dus acolo să văd ce este, era un profet. Băi, erau, am buzunarele pline cu de toate și atârnă prea greu. Mă trag în jos, mă cocoșează. Era un profet care făcea vindecări. Auzi? Dar ce am văzut acolo, n-am văzut niciodată în viața mea. Erau oameni grămadă în jurul lui și se apropia cu mâna de fruntea lor, dar nu-i atingea. Trebuie să veniți o secundă numai, vă rog frumos. Ok, repede. Uite așa făcea. Hai aici puțin. Am văzut cu ochii mei. Se apropia cu mâna, dar așa la vreo 20 de centimetri. Nu-i atingea. Numai atâta. Mersi. Când se apropia cu mâna așa, la distanță de 23 centimetri de fruntea lor, pâu! Parcă o putere îi arunca pe asfalt. Erau aruncați, pur și simplu, cu putere, pâu, la pământ. După aceea se ridicau și că nu mai mă doare spatele. Următorul. Pâu! Nu mai mă doare piciorul. Următorul. Nu mai mă doare stomacul. Am stat și m-am gândit. Asta nu-i poveste, e lucru real. Ce putere era acolo că atunci când el se apropie cu mâna, fără să-i atingă, oamenii să fie aruncați cu putere la pământ. Și eu mi-am zis în mintea mea, băi, când veți vedea, nu vă duceți acolo. Vă amintiți? Nu vă duceți acolo. Dar eu, cum eram tânăr și fără experiență și cu tupeu, i-am zis, băi, tată, tu ești de la Satana, tu nu ești de la Domnul. Ăla s-a uitat la mine, a roșit la față și că sunt profet și am 7 profeteze și mă culc cu ele să facem profeței. Copii, zice, Duhul Sfânt se apropie și stă peste ele și ele rămân gravide și facem profeți mici. I-am zis, băi, tata, alt Duh stă peste tine. Tu când ai 7 profetese, tu calci legea lui Dumnezeu. Zice, legea nu mai e valabilă, a fost bătută în cuie pe cruce. Și băi, la lege și la mărturie. Că dacă nu vor vorbi așa, nu este lumină în ei. Sunt de la întuneric, nu de la lumină. Și zic, tu ești cu puterea lui Satana. Ce nu, diavolul nu are putere. Zic, du-te măi, păi când Moise a făcut minuni, n-au venit și vrăjitorii lui Faraon și au făcut minuni? După aceea l-am lăsat și am plecat. Eram în București, ani mai înainte, în Biserica Grand. Se pensionase fratele Barbu și venise fratele Cristescu, pastor. Și a venit o doamnă, nu mai mi-amintesc detalii, că e prea mult de atunci. A venit o doamnă și spunea pastorului, zicea, frate, zice, am avut durere în spate toată viața, am trăit cu durere. Nu pot să dorm. Și zice, trebuie să iau pastile de durere tot timpul. Și zice, a venit aici un profet și toți care se duc la el sunt vindecați. M-am dus la el și nu mai am durere de spate. De aici azi noapte n-am putut să dorm, închid geamurile, afară nu e vânt. Buf, se deschid singure. Iar le închid, se deschid singure. Iar le închid, se aud ciocănituri în șifonier, se deschid ușile de la șifonier. Ce mi-a fost frică să stau în casă. Am încercat să mă rog și nu am pace, nu pot să mă rog. Astea sunt lucruri reale, frate.
Astea nu sunt povești care le-am mâncat eu prea mult azi dimineață și acum am prea multă pizza și delirez, acum visez. Astea sunt lucruri reale. Alt exemplu. Oh, n-am terminat povestea. I-a zis fratele pastor, zice, soră, când veți vedea așa ceva, să nu vă duceți acolo. Du-te la rugăciune și spune-Lui Dumnezeu, dacă asta n-a fost de la tine, te rog frumos, îndepărtează pe satana. Chiar cu prețul durerii. Dânsa s-a rugat seara aia, durerea de spate a venit înapoi și bătăile în ușă s-au oprit. Un alt exemplu. Eram în Oțelul Roșu, la parter era un magazin unde vindeau, eu nu știu cum se numește, lapte, iaurt, toate brânzeturi, toate minunile astea. La etajul 1 stătea Claudiu Popescu, la etajul 2 stăteam noi, la etajul 3 stătea un criminal. Avea două fetițe, nevasta. Nevasta nu trebuia să folosească din ăstea să-i dea la ochi, că era totdeauna vânătă de la el. O dădea el la ochi, cu pumnul. Totdeauna era bătaie, totdeauna era scandal, țipete. Fetița mare era prostituată, de asemenea se ducea la vrăjitor și era totdeauna băută. Fetița mică, Mona, n-avea decât vreo 12 ani și venea pe la noi toată ziua. Domnul Goia, doamna Goia, de ce la voi este totdeauna bucurie și voi cântați și la noi e totdeauna bătaie? Măi Mona, noi ne ducem la biserică, noi ne rugăm. Aș vrea și eu la mine în casă să fie cântări și să fie pace și să nu se mai bată atâta tata cu mama și să nu țipe la noi și să nu fie năbăut. Tasul fusese în pușcărie 22 de ani, numai ce venise acasă de la pușcărie. Am luat-o pe Mona cu noi la biserică de câteva ori la Oțelul și am început să discutăm cu ea despre Dumnezeu, despre a doua venire, despre studiu, despre rugăciune, despre Biblie și am dat și o carte de copii, de cântări din aia, dacă vă amintiți, Flori și stele. Vă amintiți? Ok, înseamnă că ați îmbătrânit. Ok, good. Păi de mult, nu? Cine își amintește cartea trebuie să fie bătrână. Pe vremea când erau telefoane din alea, vremuri de demult. Ok. Și Mona a tot venit pe la noi, a tot venit. Într-o zi bate cineva la ușă când deschid ușa Tasu, cu toporul în mână. Fără glumă. Cu toporul în mână. Te urăsc pe tine? Îl urăsc pe Dumnezeu? Mie nu-mi trebuie Dumnezeu? Dacă te prind o dată când mai iei fetița la biserică, te omor pe tine, nevasta ta, copiii tăi și apoi mă duc înapoi la pușcărie. Păi ce a zis așa? A luat toporul și a dat în ușă. Ne-a crăpat ușa. Și a plecat. N-am văzut în viața mea așa ceva. Avea o figură cu niște ochi așa, parcă sclipeau, erau lucioși și pierduți. Și am spus o tie, eu cred că ăsta e demonizat, cred că este stăpânit de demon. Am discutat noi ce să facem. Măi, lasă, măi. În Apocalips 13 e o listă cu oameni care nu merg în cer și primii de pe listă sunt fricoși. Fricoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Lasă-mă că cine e frică n-are pe Dumnezeu. Un Dumnezeu adevărat te păzește. Iar dacă Dumnezeu nu ne păzește, înseamnă că nu trebuie să trăim. Hai să o chemăm pe Mona mai departe la biserică. Am chemat-o pe Mona la biserică, dar sora ei a chemat-o la vrăjitoare. Și Mona a venit la noi. Să mă duc cu sorul meu la vrăjitoare sau să nu mă duc? Măi Mona, nu te duci acolo. A convins-o sorul să nu mă odată să meargă. Când s-a întors de la vrăjitoare, Mona era posedată de demon. Mi-amintesc într-o noapte, fugea prin casă, tup-tup-tup-tup, auzeam deasupra de noi, tup-tup-tup-tup-tup, și țipau. Și Mona țipa tare, dar nu cu vocea ei subțire, ci cu o voce groasă. Îl urăsc pe Dumnezeu! Și apoi maică-sa zicea, Mona, de ce ești așa? Nu, mamă, nu zic eu, el zice, el, cine? El care e în mine, nu zic eu, el. Am încercat cu soția să ne culcăm și pe la ora 11 noaptea, am simțit presiune fizică că ne apasă pe piept și că nu putem respira. Am început să ne rugăm, s-a ridicat presiunea. Când ne-am oprit din rugăciune, a început chiar să țipe, să alerge și a venit chiar presiunea. De la 11:30 noaptea până la 2:30, tot timpul am continuat să ne rugăm. La ora 2:30, în timp ce ne rugam, am auzit fugind, după ce am auzit scârțâind geamul de la bucătărie, am auzit-o pe maică țipând, nu, Mona! După aceea, aaa, țipături. Pum! Când m-am uitat, Mona sărise de pe geam de la etajul 3, pe burtă, pe ciment, în fața blocului. Și era acolo întinsă pe burtă, pe ciment. Am sunat la salvare. În timp ce sunam la salvare și mă uitam jos, se ridică, domne, și începe să sară. Ziceai că e
Da, sărea pe acolo. Au dus-o la spital, de la oțel au dus-o la Caransebeș, m-am dus să vizitez la Caransebeș, spuneau doctorii care nu știu câte oase rupte, dar că nu poate să o țină, au legat-o și nu poate să o țină, care putere. Ce putere era aia? Oasele rupte să sare așa, să nu te poată, să trebuiască să te lege și să-ți facă injecții ca să te calmeze. Am discutat cu Mona când și-a revenit, de ce ai sărit? Nu eu, el m-a aruncat. Cine? El care e în mine. Și am povestit istoria cu David și cu Saul. Și când David cânta, demonii fugeau de la Saul. Vă amintiți? Și am spus aici, cartea Flori și Stele care ți-am dat-o, cântă, uite aici Biblia, citește, roagă-te și uite aici Calea către Hristos, citește. M-am dus de următoare la spital să o vizitez și îmi spunea ce de câte ori când sau citesc, de atâtea ori fuge și mă lasă în pace. Păi frate, numai 3 zile mai târziu, când m-am dus la spital să o vizitez, îmi zice doctorul, nu poți să te las. A venit tasul și a zis că nu mă lăsăm pe nimeni decât familia, i-a luat Biblia, i-a luat carte de cântări, le-a rupt în bucăți și a zis că dacă mai prinde pe cineva aici, îi omoară și pe ei și pe noi, pe doctori. Și nu m-a lăsat să... Mai târziu, câteva săptămâni, ne-am mutat în America, nu mai știu ce s-a întâmplat. Vreau să vă întreb, sunt astea cazuri reale sau nu? Există Dumnezeu? Da, numai câți v-au răspuns. Există Satana? Numai că nu vedem noi, înseamnă că nu e război? Fraților, este război adevărat. Satana n-are decât puțin timp și ca un leu disperat încearcă să ne distrugă pe tine și pe mine. Și dacă Satana nu te atacă, înseamnă că nu ești bine. Dacă Satana te lasă în pace, înseamnă că e mulțumit. Acolo unde ești, ești bine, ce faci, faci, n-are nicio treabă. Poate să ia concediu Satana pentru că n-ai nicio șansă. Când Satana te atacă, atunci ești bine. Înseamnă că Satana nu îi place unde ești și vrea să te descurajeze, vrea să te distrugă. Atunci când ai greutăți, înseamnă că Satana e nemulțumit, că tu faci ceva bine. Dacă te lasă în pace, atunci e vorba, e timpul să te întrebi de ce te lasă în pace. Eram în Southern, în Tennessee, Southern Adventist University. Eram acolo la teologie. Doctorul Derek Morris, profesorul de creștere spirituală, îl cheamă studenții de la dormitorul de fete noaptea la 2. Vino repede, e urgență. Merge Derek Morris acolo și o studentă care avea numai note bune, avea spume la gură și cu cuțitul se tăia. Și care cum vreau să apropii de ea? Cu cuțitul la ei. Și Derek Morris, bă, asta e una dintre cele mai bune studente care am avut-o noi aici la teologie. Și o întreabă, zice, de ce faci treaba asta? Și o voce groasă în ea zice, și-a predat viața mie, îmi aparține mie, pleacă de aici. O voce dinăuntru. She gave her life to me. Și-a predat viața mie. Leave me alone. Pleacă de aici, lasă-mă în pace. Derek Morris s-a rugat în minte și a venit în minte să roage din Efeseni, capitolul 6. Armura lui Dumnezeu. Și a început să roage de la coif. Vă amintiți? Exact. Sabia, pantofii, toate. Pe măsură ce se ruga ca Dumnezeu să pună în jurul ei armura prezenței lui Dumnezeu și să o apere de săgețile celui rău, spunea fata 2 săptămâni mai târziu că încet, încet, din întuneric a început să facă lumină și a început să vadă pe ei din jurul ei și se întreba de ce am cuțitul în mână și de ce sunt plină de sânge, că nu știa ce se întâmplă cu ea. A întrebat-o Derek Morris, cum de-ai ajuns aici? Ce, păi, aveam bursă plătită de școală, că aveam note bune și am luat note proaste la un examen și m-am rugat și am învățat și tot am luat notă proastă. Și m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă că pierd bursa. Și Dumnezeu nu m-a ajutat și am zis, dacă nu m-ai ajutat, pleacă din viața mea, nu mai întrebe Dumnezeu. Dacă nu m-a ajutat când am nevoie, de ce m-a ajutat după aceea? Pleacă, nu te mai vreau, lasă-mă în pace, te rog să ieși afară din viața mea și din inima mea, nu mai întrebe Dumnezeu. Fraților, niciodată să nu spuneți cuvintele astea. Prin orice ați trece, nu-i spui lui Dumnezeu sau Duhului Sfânt, pleacă din viața mea. Niciodată. Pentru că atunci când tu îl dai pe Dumnezeu afară, cineva intră înăuntru. Trăim într-o luptă cumplită și în lupta asta în care trăim, în conflictul ăsta, în ultima vreme, înainte ca Domnul să vină, noi nu putem să ne apărăm în puterea, înțelepciunea, experiența noastră.
Oricine, nu contează că ești președinte, că ești pastor, că ești prezbiter, că ești membru, că ești tânăr, că ești bătrân, nu există niciunul care să poată în puterea personală să se apere de atacurile celui rău. Spune Biblia în Efeseni că noi nu avem de luptat, vă amintiți? Apropo, există un verset în 1 Corinteni 10 cu 12 care zice: cine crede că este, să ia seama să nu, cine crede că e tare, ăla deja a pierdut. Dacă îți dai seama că e slab, te duci la Dumnezeu în rugăciune cu umilință și: Doamne, ajută-mă că sunt disperat. Dacă crezi că ești tare, păi tu deja ai pierdut, Satan, ai fericit. Spune așa versetul, zice: noi nu avem de luptat, amintiți-vă, împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva puterilor întunericului veacului acesta, am traduc din engleză, din locurile cerești. Fiți atenți! Puterile întunericului, puterile spirituale, care nu sunt aici, ci sunt în locurile cerești. Acum eu vreau să te întreb. Mi-amintesc când mi-am pus ochii pe Dana, zice sora mea, zice: băi, tasul e inginer, maică-sa e profesoară, taică-tu e muncitor, maică-ta e casnică. Știți meseria aia, se numește casnică. Așa. Zice: băi, ce, ia zboară aici și tu zbori aici. Și că voi sunteți două păsări diferite. Ea e vultur și tu ești vrăbiuță. Ce, voi nu vă întâlniți niciodată mai. Caută și tu pe una care zboară la nivelul tău. Și i-am zis sora mea: băi, cred că tu nu știi cât de sus pot eu să zbor. Așa i-am zis. Cred că tu nu știi cât de... Fraților, dacă cineva mă judecă că mi-am dat haina jos, mă, o să mă rog pentru dumneavoastră, Domnul să vă ierte. Și tot nu-mi pasă, că eu luni dimineață mă duc acasă și dumneavoastră rămâneți cu judecata. Așa că nu mă interesează, nu mai mă chemați altă. Nu? I-am spus lui sora mea: eu știu să zbor sus, men. Mi-am pus ochii pe ea și o să fie a mea. Punct. Și așa a fost. Nu? 32 de ani de căsătorie, mai fericit ca oricând. Tu nu poți, dacă Satana e aici și tu ești aici, să vă luptați. Că tu dai aici și el e acolo. Tu trebuie să fii la nivelul adversarului ca să te poți lupta cu adversarul. Tu nu poți, dacă ești aici și adversarul e aici, să te lupți cu el. N-ai nicio șansă. Ăla e în puterile, în locurile cerești și tu ești în locurile pământești. Ăla e în locurile spirituale invizibile și tu ești în locurile fizice vizibile. N-ai nicio șansă să te lupți cu pumnul sau cu pistolul. Împotriva lucrurilor spirituale, trebuie să te lupți cu arme spirituale. M-ați înțeles? Care sunt armele spirituale, fraților? Înțelepciunea omenească nu e o armă spirituală. Experiența, deșteptăciunea, tot ce e al omului, nu este o armă spirituală. În Matei 24 zice așa: vor veni falși cristoși, falși profeți, care vor produce semne extraordinare, nu ce semne false. Nu ce semne false. Vrăjitorii lui Aron, lui Faraon, au făcut și ei semne reale. Satana va face semne reale, va coborî foc din cer dacă e nevoie. Ce vor produce semne false, să înșele dacă e putință, pe cine? Cine sunt cei aleși? Vreau să vă citesc un paragraf din Spirul Profetic. O bătălie mare și decisivă este gata să înceapă. Lumea este la marginea unei crize care este cea mai mare criză din istorie. În țara noastră, vorbind de America, libertatea religioasă va începe să ia. Evanghelizare, pagina 236. Va fi un timp cum n-a mai fost niciodată în istorie. Nimeni nu va putea să reziste, cu excepția acelora care rămân în Hristos. Acum ascultați, în Marea Luptă, pagina 593, paragraful următor. Bătălia finală și înșelăciunea finală este gata acum să deschidă înaintea noastră. Antichrist o să facă niște minuni extraordinare chiar în fața noastră. Acum, aici trebuie să fiți atenți. Trebuia probabil să le pun pe ecran, dar sunt în engleză. Așa de aproape o să fie minunile false de cele adevărate, și acum ascultați cuvântul ăsta, căci va fi imposibil să distingi între fals și real prin înțelepciunea omenească, mai puțin dacă trăiești în prezența lui Dumnezeu și bazat pe Scriptură. Marea Luptă, pagina 593. Ați auzit paragraful? Va fi cum? Încă o dată, care-i cuvântul? Ce înseamnă imposibil?
Va fi o redeșteptare reală și o redeșteptare falsă. Satana nu o să spună, nu te mai duce la biserică, nu-l mai iubi pe Dumnezeu, poți să ții înșel nevasta, poți să furi. Nu! Satana o să zică, trebuie să mergi la biserică, trebuie să te trezești, trebuie să studiezi, trebuie să te rogi, trebuie să ajuți săracii, trebuie să faci evanghelizare. Satana o să te trimite la biserică. Și zici, băi, redeșteptare, asta e de la Domnul. Și între toate, Satana o să bage o chestie micuță. Nu cred că a fost chiar așa, 6 zile, 7 zile de creațiune. Ce se poate să-i fost ere și o zi la Domnul ca 1000 de ani? Și bagă acolo între 10 învățături bune, bagă una rea. Cum zicea tatăl meu, zică, băi, o farfurie întreagă de supă, cade o muscă și strică toată supa. Puțină o travă, o picătură și gata. N-ați auzit din ăștia care acum spun că, ah, come on, Iona în burta peștelui, cine mai crede? Daniel în groapa acolo, cine mai crede? Astea sunt fabule, frate. Eu am auzit pastori adventiști, spunând treaba asta. Cine mai crede așa ceva? Auzi, sabat, poți să te odihnești marți. Toată chestia este să te odihnești, așa că e pentru corp. Nu e vorba că te întâlnești cu Dumnezeu. Spirit profetic, o nebunie, o femeie bătrână, cine mai crede? Ați auzit așa ceva? Eu am auzit, să știți. Biserică, m-am dus la mormântare, biserica adventistă, m-am dus la mormântare, el fusese român, nevasta americancă. M-am dus la mormântare, l-au îngropat pe el, cine credeți că a vorbit la mormântare? Prezbiterul bisericii. Prezbiterul bisericii vine mână-mână cu un bărbat. Se sărută unul pe altul, bărbat cu bărbat, și la aceea ține predica. Și zic, bă, ăla-i tâmpit? Sau s-a născut bolnav? Ce-i cu el? Și ăsta zice, e homosexual. Și e prezbiter, da. Dă cu el afară! Păi da, dar noi trebuie să iubim oamenii. Bă, tată, păi tu ești bolnav la cap, să iubești oamenii una și să-i faci membrii sau prezbiterii alta. Să iubești păcătosul, să te rogi pentru el, să vrei să-l salvezi una, că Domnul dorește ca să se pocăiască, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului și să-l faci membru e alta, băi, tată. Dar am fost acolo, am văzut cu ochii mei. Am zis, bine că n-am la mine pușca. Nu, că nu-l împușcam. Dar îi dădeam o bătută. Băi, fraților, ăstea sunt mari, dar vin decepții mici. Ne certăm între noi, ne criticăm între noi. Vine decepția finală. Îți ia serviciu, îți ia casa. Ce faci? Cu ce trăiești? Dacă n-ai o relație cu Dumnezeu. Încercarea finală va fi mai mare decât orice altă încercare din istoria Universului. Minunile vor fi așa de false și atât de apropiate cu adevărul că va fi imposibil să deosebești între adevăr și fals. Mesaje speciale, volumul 2, pagina 96. Satana va încerca să înșele întreaga lume. Câți? Câte lume? Auziți! Prin minunile lui, oamenii îl vor urma și vor fi entuziasmați de minuni. Vor fi minuni adevărate, nu ce false, vor fi minuni adevărate. Bolnavi vor fi vindecați, ascultați, bolnavi vor fi vindecați. Auzi, vii cu cancer, doctorul spune mai o săptămână, te duci și te face bine. Satana te îmbolnăvește, Satana te vindecă. Bolnavi vor fi vindecați, auziți, va persona îngeri, va coborî foc din cer, se va prezenta ca și cum ar fi Hristos, va binecuvânta oamenii, Satana. Și lumea se va duce cu gloate la el. Cunoașteți paragrafele astea? Va fi un excitement, va fi o emoție și o amestecare de adevăr și minciună. Marea Luptă, pagina 464. Mulți, sub influența spiritelor rele, vor performa miracole, minuni, bolnavi vor fi vindecați și așa mai departe. Testimonii, volumul 1, mărturii, volumul 1, pagina 302. Întrebare. Ești pregătit? Încercarea e gata să înceapă. Ești pregătit? Că dacă crezi că ești pregătit, spun eu, deja ești pierdut. Dacă crezi că ești tare, ai grijă să nu cazi. Deci așa zice în Apocalips 18:23. Prin vrăjitoriile lui. Și acum ascultați cu atenție,
Toate națiunile vor fi înșelate. Câte? Auzi, fraților, cuvântul. Prin vrăjitoriile lui, toate națiunile, apropo, cuvântul vrăjitorie acolo este farmacia. De unde avem noi cuvântul farmacie? Și nu se traduce medicamente, ci în original se traduce așa. Orice fel de idee, orice fel de acțiune, orice fel de preocupare, orice fel de mâncare, orice care îți face mintea confuză. Orice care te face să fii Babel, să fii confuz, e de la Satana. Dacă Satana folosește mâncarea și te poate face confuz, e de la Satana. Dacă Satana folosește televizorul, dacă Satana folosește serviciu și te face confuz, Satana se folosește de lucrul ăla bun să te distrugă. Trei metode de a fi protejat spiritual. Trei metode. Efeseni 6, dacă aveți vreo Biblie la îndemână, vă rog să o deschideți, cunoaștem versetele. Efeseni 6, versetele 10 la 18. Auziți? Auziți? Încolo, fraților, ascultați cu atenție. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Nu în tine, ci în Domnul. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Mi-amintesc să fac aici o pauză. Este legenda lui Ahile. Vă amintiți și amintește legenda lui Ahile? Și că maică-sa, când era mic, l-au luat de călcâi și l-a scufundat în râu numit Styx, cine își amintește. Căci că râul ăla avea ape magice. Dacă te scufundai în el, peste tot pe unde te atingea apa, devenea invincibil. Nu mai putea nimeni să te atingă acolo. Dacă venea glonțul, ci că ocolea. Dacă venea săgeata, ocolea. Nu mai puteai să fii atins acolo, deveneai invincibil. Și mai că s-a luat de călcâi, l-a băgat în apă și l-a scos. Și acum în toate războaiele, ăsta omora cu miile și pe el nu-l atingea nimeni. Nu putea să fie omorât, era invincibil. Până într-o zi, când mergea, dar mai că s-a când l-a băgat în apă, l-a ținut de călcâi. Și nu s-a gândit să bage și călcâiul sub apă. Și călcâiul a rămas expus. Și când fugea așa, a venit o săgeată străină și l-a lovit în călcâi. Și a sângerat acolo până a pierdut o sângele și a murit. Fraților, dacă îți rămâne un loc din corp, din cap până în picioare, care nu e acoperit de prezența lui Dumnezeu, locul ăla, acolo te atacă Satana. Acolo unde e slab, acolo te atacă. Mi-amintesc când eram mic, mie îmi place apa, sper că în cer o să-mi fac casa pe apă. Ce? Nu? Eu fac unde vreau, care-i treaba? Dacă Domnul îmi dă pământul și apa, eu îmi fac casa, îmi fac cum îmi place. Cui nu-i place să-și facă casa pe munte, eu o fac pe apă. Mi-amintesc că mi-a pus mama o cădiță din aia, o postăvioară așa ovală, de aluminiu, așa mai înaltă la un capăt, în curte, stăteam pe Eminescu, în turnul Severin, pe strada Eminescu, mi-a pus-o în curte, era vară, erau vreo 41 de grade, căldură de mureai, mi-a pus apă în ea și cum eram așa topit de căldură, stăteam în apă așa și mă răcoream și din când în când, când mă durea capul de soare, mă băgam cu capul sub apă și apoi ieșeam deasupra. Și seara mă duc să mă culc și tatăl meu se ruga. Dar eu așa cum sunt cu foamea în gât, m-am născut înfometat, mănânc de 10 ori pe zi și de 10 ori pe noapte și totdeauna mi-e foame și mă trezesc în miezul nopții și iar mănânc și iar mi-e foame și nu mă îngraș un kilogram și soția zice, băi, eu mă uit la mâncare și mă îngraș și zic, ce-mi pasă mie? Adică asta e viața, nu? Fiecare cu ale lui. Nu? Zice, da, dar nu e drept. Și? Eu ce vrei să fac? Nu-ți place? Scrie acasă, scrie ce să... Nu mânca, eu mănânc. Eu trebuie să mănânc. Dacă nu mănânc, tremur, mă apucă... Ia, e mâncarea și cu mine, nu? Două mâncări și două rugăciuni și mai multe, nu strică niciodată. Și îl întreb pe tata, băi, am trecut, aveam un apartament așa ca trenul. Treceam din camera mea în camera lui sorul meu, din camera lui sorul meu în camera părinților, din camera părinților în sufragerie, din sufragerie în bucătărie. Eu pe la 12 noaptea, ce crezi că am făcut? M-am dus la bucătărie că mâncaseră șoarecii din burtă, mi-era foame. Închiței burta, m-am dus la bucătărie să mănânc. Când trec prin cameră, tata se ruga. Mănânc, mă duc înapoi, pe la 3 noaptea mă trezesc, bă, mi-e foame. Mă duc din cameră în cameră, mă duc la bucătărie, tata se ruga. Dimineața pe la 6 mă trezesc, mi-e foame. Toată lumea dormea, tata se ruga. Zic, băi, tu te rogi tot timpul, mă? Zic, dar tu când dormi? Zic, că printre rugăciuni. Dar ce te rogi atâta? Zice, băi, zice, San, zice, fiule, sau cum i-a zis așa, zice, tu ți-amintești când te bași tu în apă și îți place să te bagi cu totul sub apă? Zic, da. Și așa îmi place mie să mă
înconjor cu totul în prezența lui Dumnezeu. Și pacea mea zice, în lumea asta, fără să știi inconștienți, Satana ne atacă la fiecare secundă. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis, orice gând, orice privire, orice acțiune, orice vorbă, pentru tot ce faci, e o luptă între îngerii buni și îngerii răi. Satana încearcă să câștige, nu lucruri mari, să faci un păcat mare, să omori pe cineva. Satana încearcă să câștige o victorie mică aici, o victorie mică acolo și încet, încet, fără ca tu să-ți dai seama, să te prindă un deget, o mână, tot corpul și până să-ți dai seama, te-a luat cu totul. Și nici nu știi când cazi, că nu cazi brusc cu un păcat mare. Uite așa încet, azi nu mai te rogi, mâine nu mai studiezi, poi mâine încep să... Uite așa încet, încet. Și mi-a zis tata, zice, nu ești sigur. Tu crezi că ești ok, dar nu ești ok. Deci, nu ești sigur decât când ești înconjurat cu prezența lui Dumnezeu, cum ești tu înconjurat cu apă. Așa mi-a zis. Ce să fii înconjurat din cap până în picioare, tot de prezența armăturii, prezența lui Hristos. Nu e așa că e frumos? Fraților, orice punct din corp, de aici până aici, care nu e acoperit de prezența lui Dumnezeu, este expus săgeților celui rău. Așa, să continuăm mai departe versetul. Deci, întăriți-vă în Dumnezeu, nu în tine, și în puterea Lui, nu în puterea sau înțelepciunea ta. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, din cap până în picioare, ca să puteți ține piept împotriva uneltilor diavolului. În greacă aici, aici, împotriva săgeților aprinse ale diavolului. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți împotrivi în ziua aceea, să rămâneți în picioare. Așa, haideți să trecem mai departe. Auziți, deci așa, întăriți-vă în Domnul, rugați-vă tot timpul, cu tot felul de rugăciuni pentru toți sfinții, și acoperiți-vă cu toată armătura Lui. Ce înseamnă să fii în Domnul? Ce înseamnă să fii în Domnul? Întăriți-vă în Domnul. Ce înseamnă să fii în Domnul? Auziți ce spune paragraful. Așa cum Hristos se trezea dis de dimineață și cerea prezența lui Dumnezeu și nu pleca de la rugăciune până nu era umplut cu prezența lui Dumnezeu ca să poată să facă față tentațiilor și atacurilor celui rău, așa trebuie să facem și noi. Zilnic, spune paragraful, zilnic trebuie să ne rugăm până suntem acoperiți de prezența lui Dumnezeu ca să putem fi protejați de puterile întunericului. Ați fost conștienți de paragraful ăsta? Apoi continuă așa. Singura apărare împotriva lui Satana, singura apărare împotriva Satana este prezența lui Hristos în inima și în viața noastră. Mai puțin în cazul în care suntem continually connected cu Dumnezeu, nimeni nu va putea rezista, ci mai devreme sau mai târziu va cădea. Ioan 15 spui ce? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Fără mine? Zero. Nada. Auziți, fraților? Așa de apropiat va fi falsul de adevărat, că dacă nu ești în prezența lui Dumnezeu, o să cazi. Vreau să vă întreb. Discutam și eu cu cineva din biserica noastră și îmi spune, lasă băi că tu tot timpul vorbești de rugăciune și noi ne rugăm. Zic, da, serios. Cât te rogi? Ce, băi, cât pot și eu? Nu, nu spune și mie cât te rogi. Păi cât pot? Nu, mai spunem așa, spunem 5 minute, o jumătate de oră, o oră, două ore, cât te rogi? Ce, păi nu vreau să spun că asta e personal. Serios. Uite așa spunem, să nu mor și eu prost. Spune și mie cât te rogi. A, nu pot să spun. Fraților, eu nu mă dau pe mine exemplu, că sunt și om cu păcate ca toată lumea. Dar cu cât mă rog mai mult, cu atât am ajuns să am plăcere să mă rog. De-abia aștept să mă duc. Când mă duc la rugăciune, mă bucur că mă duc la rugăciune. Am început să sesizez că, de fapt, vorbesc cu Dumnezeu. Să simt prezența Lui când mă rog. Să înțeleg când îmi spune da și când îmi spune nu. Dacă n-ai o relație continuă, dacă nu ești conectat tot timpul, rugați-vă fără încetare. Dacă nu ești conectat tot timpul la puterea spirituală de sus, în momentul în care ești deconectat, Satana te atacă. Și tu poți să nu știi. Eram... Ia... Nu vă mai spun povestea, că n-am timp. O vă spun imediat mai târziu.
Ultima încercare este curând să înceapă. Satana va, va avea manifestări extraordinare. Numai aceia care se roagă fără încetare și studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și profunzime vor rezista în marele conflict, Marea Luptă 593. Auziți, vreau să vă întreb și eu ceva. Așa, o întrebare. O întrebare. Deci așa, după mine va veni acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și foc. Deci eu v-am botezat cu apă, dar după mine va veni acela care vă botează cu Duhul Sfânt și foc. Vreau să vă pun și o întrebare așa de doi bani. Când te botezi cu apă, cum ieși afară din apă? Ud! Când te botezi cu foc, cum trebuie să ieși afară din foc? Fierbinte! Vreau să vă întreb, sunteți fierbinți, sunteți în foc pentru lucrarea lui Dumnezeu? Sunteți în foc pentru studiu? Sunteți în foc pentru rugăciune? Sunteți în foc pentru evangelizare? Dacă n-ai focul ăla, pasiunea aia, să explodeze în tine, înseamnă că n-ați fost botezați cu adevărat, decât așa, în băiați. Zup, zup, în apă și afară. Gata! O ființă nouă, serios. Probabil că s-a luat așa puțin mizeria, nici aia, că dacă n-ai pus detergent, degeaba te-ai băgat în apă botezului, că tot miroși tu mână. Apa nu ți-a făcut nimic, frate. Dacă nu ieși afară din ea în foc, înseamnă că n-ai fost botezat nici cu Duhul Sfânt, nici cu foc. Când eram mic, mi-amintesc, nu o să uit niciodată, aveam o lupă așa mare, dar mai mare ca așa, și puneam hârtii la un loc și când era soare afară, a făcut cineva așa, puneam lupa și apropiam depărtat până se focaliza într-un punct micuț pe hârtie. Știți despre ce vorbesc? Un punct micuț. Ce credeți că se întâmpla cu hârtia când făceam punctul ăla? Ce făcea hârtia? Lua foc! Și mă bucuram. Am pornit focul cu raza de soare. Păi vreau să vă spun ceva, fraților. Când te focalizezi pe Dumnezeu, iei foc! Și dacă n-ai luat foc, înseamnă că te-ai focalizat pe altceva. Pentru că pentru ce... Și unde te focalizezi, pentru aia iei foc. Dacă tu ești în foc pentru servici, înseamnă că acolo ți-e focalizarea. Dacă tu nu ești în foc pentru nimic, înseamnă că ești nicăieri. Pentru că dacă tu te focalizezi pe Dumnezeu și pe rugăciune și pe studiu și pe împărăția Lui și pe lucrarea Lui, trebuie să fii în foc. Dacă nu ești în foc, înseamnă că ești nicăieri. Satana se bucură de tine. Lasă-l să meargă la biserică. Dacă ține sabatul, el crede că e mântuit. O să fie mulți care o să zică: Doamne, dar n-am mers noi la biserică. Da, ai mers. Doamne, dar n-am dat noi zecime. Da, ai dat, dar nu te cunosc. Pentru că mintea ta n-a fost pe mine. Mintea ta a fost pe ale tale. Nu știu dacă m-ați auzit. Pe ce te focalizezi? Pentru aia te consumi. Pentru aia trăiești. El le va putea cu spirit și cu foc. Când ești plin de Dumnezeu, arzi pentru Dumnezeu. Zice, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Sorai spune ce e un foc care nu pot să-l țin. Fraților, câți dintre noi mai avem pasiunea aia, focul ăla în noi, care l-am avut acum 20 de ani când ne-am, sau 30 de ani când ne-am botezat? Dacă ai pierdut dragostea aia, trebuie să te întrebi de ce. Auziți ce zice? Pentru orice te consumi, pentru orice te focalizezi, pentru orice îți pierzi timpul și te gândești tot timpul, pentru orice te ocupi mai mult, aia de fapt este comoara și motivul vieții tale. Vreau să vă citesc și eu un verset din Biblie, care în Biblia română nu este o traducere foarte bună, din păcate, fără supărare. Apocalipsa 13, auziți ce aici, versetul 8. Și toți locuitorii pământului, câți? Încă o dată, toți locuitorii pământului, câți? Ce înseamnă toți? Ce înseamnă toți? Se vor închina fiarei. Cât se vor închina fiarei? Cât se vor închina fiarei? Acum, cuvântul locuitorii e greșit în română. Este nu mai amintesc în greacă, dar l-am aici, pot să vi-l pun. Uite că vi-l pun acum așa ca să discutăm concret. Katoikeo. Știți cum se traduce asta, cuvântul ăsta? Katoikeo ăsta. Toți, nu care locuiesc pe pământ, ci toți care mintea
se focalizează pe lucrurile pământești. Toți de pe pământ, nu ce locuitorii, în greacă, în original, zice toți de pe pământ, a căror minte se consumă tot timpul cu lucrurile pământești, se vor închina fiarei. Vreți să repet încă o dată sau ați înțeles? Toți de pe pământ, ce înseamnă toți? Și ai din biserică? Și ai din biserică? Toți de pe pământ, indiferent că sunt în biserica adventistă, a căror minte se focalizează tot timpul pe lucrurile pământești, se vor închina fiarei. Am și o întrebare. Este posibil să ții sabatul, să mergi la biserică, să fii în biserica lui Dumnezeu, să crești că ești bine și fără să-ți dai seama să te închini fiarei și să nu știi că te închini fiarei? Este posibil? Este posibil să te închini fiarei și să crezi că te închini lui Dumnezeu? Este posibil. Auziți, Mărturii, volumul 5, pagina 707. Mulți din biserică, care cred că sunt în ordine, nu-și dau seama că de fapt se închină lui Satana. Merg la biserică, păzesc poruncile și nu înțeleg că ei deja sunt pierduți. Asta e tare. Iisus o să le zică, niciodată nu v-am cunoscut. Aceea a căror inimă este în permanență focalizată pe lucrurile de pe pământ. De asemenea, Iisus spune în Matei 6, unde ți este comoara, fraților, e prea mult zgomot. Și toată lumea vorbește. Du-te acasă, frate, și vorbește. Băi, frate, aici e prezența lui Dumnezeu. Unde ți este comoara, acolo va fi și inima. Cine nu-și urește, mamă, tată, soacră, copii, nepoți, servici, pe sine însuși, nu merită să fie ucenicul meu. Trebuie să ajungi la punctul în care să-L iubești pe Dumnezeu atât de mult, încât focalizarea ta permanentă de dimineața până seara, când mergi la servici, când mergi la școală, când ești pe drum, când ești în mașină, când ești în pat, focalizarea ta în permanență să fie la Dumnezeu. Domnul vine curând. Doamne, nu mă lăsa singur nicio clipă, că-și fratine-s pierdut. Doamne, dacă uit, amintește-mi. Doamne, când mă depărtez și mă deconectez, te rog din inimă, reconectează-mă, că-și fără tine nu sunt nimic. Fără tine sunt în permanență, în pericol. Fără tine nu sunt în siguranță. Te rog, nu mă lăsa separat, nu mă lăsa să uit. Ajută-mă să rămân conectat. Toți care se deconectează de Dumnezeu și care își pun mintea pe pământul ăsta, pe problemele astea, pe serviciul ăsta, pe casa asta, toți se închină fiarei. Cine n-ajunge să urească lucrurile astea, să-L iubească pe Dumnezeu mai mult. Pentru că tot ce este pe pământ, cu lucrările lor, vor arde. A 2 Petru 3:10. Este un paragraf care spune așa. Aceia căror minți și ocupație se ocupă și se consumă tot timpul cu pământul și cu lucrurile de pământ, se închină fiarei deja. Iisus spune așa, sunteți aici, dar nu din lumea asta. Ioan 17:16. Cum zice în Ioan 17:16? Cum zice în Ioan 17:16 acolo? Că eu nu știu, am în engleză. Auziți cum zice. Probabil că ați găsit înaintea mea, că mi-e greu cu Biblia asta, nu-i Biblia mea, dar am deschis și eu până la urmă. Ei nu sunt din lume. Auziți? Nu sunt din lume. Noi suntem aici, dar noi nu aparținem lumii astea. Nu aparținem. De asemenea, mai este un verset în Efeseni 2:6. Ce ne-a făcut să locuim împreună în locurile... Noi locuim aici, în Spania sau în America sau în România, dar noi, în realitate, trebuie să locuim în cer. Auziți, fraților? Trebuie să locuim unde? Trebuie să locuim unde? O să vă spun eu o poveste care am vrut să vă spun, dar... A 2 Timotei 2. Aceia care au iubit venirea Lui. Fraților, vreau să vă pun o întrebare. Auziți voci așa prin cap? Auziți voci prin cap? Mergeți pe stradă și vorbiți singuri? Mergeți pe stradă și ăsta vorbește singur, ăsta și-a pierdut mințile, a dat în dambla. Mergeți pe stradă, vorbiți singuri? Nu? Păi înseamnă că sunteți rău de tot. Oamenii normali trebuie să audă voci și trebuie să vorbească singuri. Vorbesc serios.
Vrăjitorii vorbesc și sunt mândri că ei vorbesc cu spiritele rele. Ăștia New Agers, cum se numesc? În sfârșit, cum se numesc? New Age. Lasă-i în plata Domnului. Ăștia sunt mândri de asta. Iar noi, adventiști, noi nu vorbim cu Domnul și n-auzim vocea Domnului în cap. Nu spune Biblia ce urechile tale vor auzi înapoi a ta vocea. Nu ce Biblia, cine are Duhul, să aude ce spune Duhul bisericilor. Nu ce Biblia, oile mele cunosc vocea mea. Nu ce Biblia, cine are urechi să asculte. Nu zice Biblia, nu zice așa? Avram a vorbit cu Domnul, Moise a vorbit cu Domnul, Daniel a vorbit cu Domnul, Iosif a vorbit, Pavel a vorbit cu Domnul. Noi de ce nu? Credeți că vom intra la cer dacă nu învățăm să vorbim cu El acum? Frații mei, Dumnezeu își cheamă poporul să se pregătească pentru cea mai mare criză. În criza asta, spune paragraful, nu avem niciun fel de siguranță până nu învățăm să fim într-o continuă relație cu Dumnezeu, să vorbim cu El, să-L auzim, să fim în prezența Lui. Mi-amintesc când eram în armată, cred că știți povestea că v-am mai spus-o, n-aveam bani, eram și eu, eram vai de lume. Și mă duceam în fiecare zi, săream gardul la Râmnicu Vâlcea, că nu mă lăsa nimeni să fug, săream gardul, mă duceam la poștă și vorbeam cu Dana la telefon, eram prieteni, nu eram căsătoriți. Dar n-aveam decât vreo câțiva lei. Și telefoanele cu bani, dacă băgai monede de 3, dura așa vreo o jumătate de minut. Dacă băgai monedă de 1 leu, așa trebuia să bagi. Tum, 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 tum. Că așa, când vorbeai Vâlcea cu Severin, știți cum îți mânca monedele? Parcă le înghițea cu totul, fără să le mestece. Așa mânca monedele. Și eu, săracul de mine, n-aveam decât 1 leu. Păi ce puteam eu să-i spun 1 leu? Ce mai faci? Mi-e dor de tine. N-am vorbit și eu, Doamne, de rog frumos, ajută-mă și pe mine să vorbesc cu Dana, dar mai mult așa, că mi-e dor de ea. Am băgat moneda și am vorbit tot o jumătate de oră. Când am terminat de vorbit și am închis telefonul, ce s-a întâmplat? Plec, a căzut moneda înapoi. Am luat-o, am băgat-o în buzunar, mâine am sărit prâleazul, am fugit la poștă, am băgat moneda, am vorbit o jumătate de oră, când am închis, a venit înapoi. Păi mâine, cu aceeași monedă, 9 luni, toată armata, am vorbit în fiecare zi cu aceeași monedă. Era un coleg, îl chemea Adi Prundeanu. El era coleg cu mine la facultate și eram împreună în armată. Mă vede și ce, bă, Goia, tu ai monedă îndoită. Dă-mi mie moneda ta să vorbesc și eu. Zic, bă, păi nu m-am, dacă îți dau ție leul meu, ce fac? Și hai că îți dau al leu. I-am dat leul meu, mi-a dat leul lui, el a băgat, clic, s-a dus. Eu cu leul lui, iar am vorbit o jumătate de oră. Zice, băi, e telefonul defect. Bine, erau 9 cabine, el a trecut în cabina mea, eu am trecut în cabina lui. El a început să vorbească, i-a mâncat leul, eu m-am rugat, am vorbit o jumătate de oră, iar am vorbit cu Dana. 9 luni. Totdeauna se făcea coadă la ușa mea, că credeau oamenii că e telefonul defect. Dar lor le mânca banul, mie nu-mi mânca. Mă întreabă unul, ai pus gumă de mestecat pe ban? Băi, tu ești bătut în cap? Dacă puneam gumă, rămânea înăuntru, nu mi-l dădea afară. Uite banul curat. Vrei să facem schimb de bani? Zic, îți dau 1 leu, dar dă-mi 3. Când am terminat armata, în ultima zi când am băgat banul, mi l-am mâncat. De asta e real. Ia. Vorbeam în fiecare zi cu ea. Rugam în fiecare zi. În fiecare zi. Într-o zi sun și zic, de-abia aștept să te văd, de-abia aștept să ne căsătorim. Și răspunde o voce aici, sunt maică sa. Zic, ok. Vorbeam în fiecare zi cu ea. Când iubești pe cineva, frate, de-abia aștept să vorbești. Mă întreabă pe mine unul, și de-a cât să mă rog? O jumătate de oră sau o oră? Păi dacă tu îi spui asta prietenei, cât trebuie să stau cu tine, o jumătate de oră? Păi îți dă papucii. Trebuie să dorești să stai cu ea tot timpul. Băi, dacă am putea să stăm 24 de ore pe zi împreună, nu? Când o iubești, așa e sau nu? Ce întrebare e aia? Cât să mă rog, o jumătate de oră? Păi înseamnă că tu îți faci datorie, nu îl iubești pe Dumnezeu. O faci așa de datorie. Ce să fac? Trebuie să mă rog. Trebuie să studiez din Biblie. Când iubești pe Dumnezeu, ești în foc, mă frate. Vrei să stai cu El tot timpul. Ai focul ăla în tine sau l-ai pierdut? Dacă nu l-ai, roagă-te la Domnul, spune, Doamne, pune-mă în inimă acea pasiune, pune-mă în inimă acea dorință, acea sete, cum dorește un cerb, o căpioară, izvoară de apă, așa vreau să te doresc. Doamne, pune în mine pasiunea aia să-mi fie dor de Tine, să vreau să stau cu Tine, să nu mă duc la biserică să-mi fac datoria, să de-abia aștept, de-abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu Domnul, să nu mă duc la rugăciune, să mă duc să zic, Doamne, de-abia aștept să vin lângă Tine.
Ce David? Ce într-un pământ pustiu, fără apă, în pustia din Iuda. În loc să roage, Doamne, protejează-mă, dă-mă apă, ferește-mă de Saul, dă-mi mâncare, ce? Te-am văzut în sanctuarul tău. O zi în prezența ta e mai bine decât 1000 de zile oriunde. Iubirea ta e mai minunată decât viața și decât mâncărurile alese. Doamne, vreau să fiu cu tine. Vreau să fiu în prezența ta. Vreau să te aud, vreau să te cunosc. Ajută-mă, ca Moise, Doamne, vreau să te văd. Inima îmi zice, caută fața mea. Fața ta, Doamne, nu binecuvântările, nu. Nu vreau ajutor la servici, nu vreau ajutor. Te vreau pe tine. Vino că am nevoie de tine. Dacă nu ajungem acolo, fraților, noi ne furăm căciula singuri. Păi mă duc la biserică, păi țin sabatul. Și ce dacă? Și farisei s-au dus la biserică și au ținut sabatul mai bine ca noi. Aceia care nu trăiesc continuu în prezența lui Dumnezeu, conectați cu El, care nu sunt în Domnul, să fii nu pe lângă El, să fii înăuntru, în El, care nu sunt continuu în Domnul, care nu sunt acoperiți de Domnul, nu vor rezista, punct. Te pomenești în ultima clipă că toată viața ai ținut sabatul degeaba. Asta vrem? Aceia care nu trăiesc în rugăciune constantă, nu mă refer să ții ochii închiși când conduci mașina, ci în permanență cu mintea să fii conștient de prezența Lui, să auzi vocea Lui în spatele urechilor. Urechile tale vor auzi înapoi a ta. Să auzi. Prin credință veți fi salvați. Prin rugăciune, prin credință, prin prezența Lui. Auziți? Noi nu înțelegem, evanghelizare, pagina 704. Noi nu înțelegem cât de grav e conflictul din jurul nostru. Noi nu înțelegem că peste fiecare, ascultați cu atenție, peste fiecare bărbat, îngeri buni și răi se luptă. Ce bine că e cel mai de bărbați, femeile poate se culce. Auzi, se referă la oameni, la toți, auzi. Deci peste fiecare persoană, îngeri buni și răi se luptă în permanență. Vă dați seama că acum, în clipa asta, peste tine, peste tine, peste tine, peste fiecare, sunt îngeri buni și răi. Acum, mâine, poi mâine, luni, marți, miercuri, dimineață, la prânz, seara, în fiecare secundă, peste tine, sunt îngeri buni și răi. Și tu uiți, tu ai că mă duc la serviciu, ai că mă duc acasă și nu ești conștient că peste tine, în clipa aia, sunt îngeri buni și răi care se luptă. La fiecare vorbă, la fiecare privire, la fiecare gândire, la fiecare acțiune. E o luptă. Noi nu luăm în seamă, noi trăim așa, dormim. Fiecare decizie, fiecare privire este efectul unei hotărâri luate în a asculta de Duhul Sfânt sau de spiritele rele. Fiecare lucru pe care îl faci este un rezultat al alegerii tale în a asculta de Duhul Sfânt sau de spiritele rele. Când ai luat hotărâri, acum un minut, de cine ai ascultat? Pentru luptă supernaturală avem nevoie de putere supernaturală. În puterea noastră nu vom rezista. Wow. Vreau să vă dau un exemplu. Cum trebuie să fim noi? E profetul și cu servitorul. Sunt pe munte, sunt la cabană, la hotel, dorm bine noaptea, dimineața servitorul se trezește, deschide geamul, se facă 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Când deschide geamul servitorul, zice, o, stăpâne, armatele siriene ne-au înconjurat, suntem pierduți. Se trezește profetul, cum îl cheamă? Elisei. Se duce la geam și zice, Doamne, ăsta-i orb, deschide ochii. Acum, cine era cu ochii închiși? Ăla care văzuse armata sau ăla care dormea? Cine era cu ochii închiși? Ăla care credea că vede, ăla era orb. Că ei vor vedea și nu vor vedea, vor auzi și nu vor auzi. Că n-au legătură cu Dumnezeu. Și zice profetul, zice, deschide, Doamne, ochii orbului ăstuia. Când îi deschide Domnul ochii, ce-a văzut? Muntele înconjurat de... Fraților, peste fiecare sunt îngeri buni și răi. De ce nu-i vedem, fraților? Eram la facultate în București, așa, și ne-am dus sâmbătă, se demolase grantul, și ne-am dus sâmbătă la Cuza Vodă. Eu cu soția. Soția era gravidă cu Gabi. Ne-am dus la Cuza Vodă, s-a terminat adunarea, am avut repetiții de cor, s-au terminat repetiții de cor, am mai stat de vorbă cu tinerii, am mai stat puțin de vorbă și soția zice, hai că mi-e foame, hai că nu mai pot, hai acasă, stai mă puțin, stai să mai vorbim, hai acasă, hai, și că eu o iau înainte, hai că te ajung. Soția o ia înainte, iese de la adunare, trece trotuarul, merge până la colț și acolo trebuia să traverseze ca să ia tramvaiul, să mergem acasă. Eu, numai ce am terminat de vorbă cu ăștia, și o văd că traversează
Și când traversează, se uită înapoi după mine. Și când se uită înapoi, traversează fără să se uite. Era o mașină, cred, nu mai amintesc bine, cred că era un Opel, care venea din stânga, ca tâmpitul mergea cu o viteză, scuzați expresia, viteză, cu o viteză extraordinară, prin București, cu o viteză extraordinară, nu știu cât avea, 80, 90, 100, venea și toția se uita, coboară în stradă cu ochii la mine, în loc să se uite. Și n-am apucat să țip, doar am vrut să țip, Dana! Și am văzut-o că face așa, și ăla trece, ju, cu mașina și ia paltonul așa. Și apoi mașina a pus frână, s-a dus pe frână așa, lung, scârțind. Și zic soției, fai de mine, cum de te-ai oprit că ăla te omora? Ce, nu m-am oprit. Zice, mi-a pus cineva mâna în burtă și am simțit cum m-a apăsat și m-a ținut să nu cad. Cine, fraților, cine a păzit-o? Când vom fi în cer, îngerul tău o să-ți arate de câte ori te-a păzit. Ați uitat că avem un înger? Tatăl meu era cu unul, Beni Balașa, când erau tineri, făceau corportaj. De era pe vremea legii, pe vremea, cum să zic eu, jandarmilor, pe... n-aveau voie. Și erau într-un sat aproape de Crăguiești, pe acolo, prin județul Mehedinți, și când au venit jandarmii, băi, voi nu aveți voie să dați Biblii și cărți religioase. Au vrut să le ia cărțile. Ăștia, stai că ne ducem până la veceu, s-au dus în spatele casei, cum era veceu afară în curte, cine își mai amintește veceu, așa groapă în pământ, așa de miroase, frumos și în sfârșit. S-au dus, au luat-o prin grădină, au fugit în pădure. Dar ca să ieși din satul ăla, trebuia să treci peste un pod adânc și cu apă care trecea pe acolo. Era podul în sat de beton și nu mai era alt pod. Jandarmii, când nu au putut găsi, s-au dus la pod. Bă, când ăștia ies din sat, trec pe pod. Îi prindem. Îi batem, le luăm cărțile, poate și arestăm. Tata cu Beni Balașa era în pădure. Discute, ce, ce facem mai? Uite, uite acolo pod, uite jandarmii. De acolo pe acolo, am luat o bătută și pierdem și cărțile. La care tata zice lui Beni, zice, băi, uite ce facem. O luăm prin pădure, că e un pod vechi, 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 de demult. Pe două cabluri care se mișcă, trecem pe podul ăla. Gata, mă. Cu rucsacul în spate plin de cărți, au luat-o pe acolo, tata o ia înainte, tata scurt castan și bran, Beni înalt. Amândoi prieteni buni, tata o ia înainte și Beni după el. Tata mergea pe pod cu rucsacul și podul se mișca așa cu ei peste prăpastia adâncă și cu apa aia rapidă de munte trecând pe jos, așa, și Beni țipă în spate, Pavele! Și tata zice, ce, bă? Ce, uite-te unde calci. Când se uită, șase scânduri erau lipsă. Și avea piciorul ăsta în aer și piciorul ăsta pe scândură. Și făcuse doi pași în aer. Și zice, ups! Și-a luat piciorul. Și zice, Beni, cum de-ai călcat acolo? Și tata zice, păi nu spune, mă, că va trimite îngerul lui și va pune mâna și va ocroti piciorul? Nu scrie așa? Și Beni zice, păi eu ce fac acum? Păi ce depinde? Dacă ai credință, calcă și tu. Dacă nu, sari. Ăla s-a dat în spate, i-a aruncat rucsacul și apoi a luat la fugă și a sărit peste scânduri. Fraților, cine a pus mâna acolo de a ținut piciorul să nu cadă? Era bunicul, s-a dus la oprișor, tot așa, n-aveau voie să întâlnească trei sau patru. Dacă erau, să zicem, trei și mai venea unul, trebuia unul să plece, că dacă nu l-au bătaie de la jandarmi. Și a murit unul dintre frați și numai ce deschiseseră biserica din oprișor, județul Mehedinți. Și bunicul zice, bă, hai să ținem o mormântare. Păi ce, băi, vin jandarmii, noi nu avem biserică. Ne-am întâlnit toți la casa asta, vine poliția, ne bate pe toți. La care bunicul, bă, ce adventiști sunteți voi, mă, hai mă să ținem în mormântare. S-au dus acolo, în timp ce bunicul ținea predica, vin jandarmii la ușă, cu bulanele de cauciuc. Au făcut două coloane, așa ca un tunel, care cum iese, să-i tragă în cap până îl doboară. Toți stăteau înăuntru, eu nu ies, eu nu ies. Și bunicul se uite la ei, unde e, mă? Nu ce că va trimite îngerul să te păzească 1000 să cadă în stânga și 10.000 la dreapta ta, dar tine nu se va apropia? Bunicul a ieșit și a început. Sunt copil de împărat, de împărat, de împărat, sunt copil de împărat și eu când pe cale, nu mi-e frică de nimic. Și în timp ce bunicul trecea printre polițai cu... Polițai stă totuși la o parte. Și au ieșit și ceilalți. Vine șeful poliției la bunicul și zice, domnul Goia, cine au fost ofițerii care erau cu matale? Și ăsta zice, bă, tu ai băut? Și n-a fost nimeni, am fost singur. Ce nu? Îți aveai soldați. Cine au fost fraților soldații aia? Cine au fost soldații aia, vă întreb eu? În jurul fiecarei persoane, de dimineața până seara, în fiecare zi, sunt îngeri buni și îngeri răi, dar noi suntem orbi. Auziți ce spune aici? Să nu-ți fie frică, că aceia care sunt cu noi sunt mai mulți decât aia care sunt cu ei. Doamne, deschide-ne ochii. Auziți, să vă citesc un paragraf din... cu mare atenție paragraful ăsta,
Mărturii, volumul 4, pagina 616. Aceia care umblă cu Hristos continuu, care îl fac pe Iisus prietenul lor, se roagă fără încetare și au o conexie cu Dumnezeu continuă, și acum ascultați, vor simți puterile unei prezențe nevăzute în jurul lor. Vor simți puterea unei prezențe nevăzute în jurul lor, în permanență. Simțiți asta? Privind la Iisus și fiind în legătură cu Iisus, vor simți prezența Lui, vor simți îngerii Lui și nu se vor teme. Vor fi schimbați prin a fi conștienți că ei trăiesc în prezența Lui Dumnezeu. Deci fețele lor, acelora care trăiesc în prezența Lui Dumnezeu, în comuniune continuă, vor vedea lumea invizibilă. Vor vedea lumea invizibilă. Și acum ascultați cu atenție răspunsul la predică. Auziți. Ei nu vor mai trăi pe pământul ăsta. Deși sunt pe pământ, ei nu mai aparțin pământului, ci ei aparțin altei împărății. Pentru ei, lumea invizibilă este o realitate. Ei, ca Enoch, deja umblă cu Dumnezeu. Vor avea pace prin orice ar trece și vor trăi în atmosfera cerului. Vor trăi în atmosfera cerului. Vor trăi în atmosfera... Fratele, soră, dacă n-ajungi să trăiești în atmosfera cerului acum, n-o să trăiești în atmosfera cerului atunci. Pentru că cerul trebuie să înceapă azi. Vreau să mă apropii de încheiere, că mi-e foame, dar... Iisus spune așa lui Zacheu: astăzi împărăția mea a intrat în casa ta. Astăzi împărăția mea a intrat în casa ta. Când va veni Duhul Sfânt, El vă va învăța cum să umblați și cum să vă rugați. Oile mele aud vocea mea. Sorai spune: aceia care umblă cu Dumnezeu simt prezența Lui și trăiesc deja în cer. Auziți, fraților? Vreau să vă citesc un paragraf. Orice lucru, bun sau rău, bun și bun, care ne distrage atenția de la o legătură continuă cu Dumnezeu, orice lucru bun, care ne distrage atenția. Serviciul distrage atenția. Ha? Iar e gălăgie. Ah, frate, dacă aș avea o crăcană din aia. Știți la ce mă refer? Când eram mic, eram în Severin, mi-am tăiat un pix la capete, aveam boabe de orez, stăteam la balcon la cor și care cum vorbea sau dormea, îl împușcam cu orez în cap. Ah, ce mi-ar place să am acum un tub cu orez. Fratele Traian Aldea tare mă iubea, că zicea că nu poate să doarmă nimeni la predica lui, că îi împușc eu cu orez. Orice lucru, bun sau rău, care îți distrage atenția de la o legătură continuă cu Hristos, te va doborâ de a rezista în criza finală. Orice ne distrage atenția de a nu trăi în cer încă de pe acum, de a nu fi în prezența lui Dumnezeu, în El cu totul, ne va pierde de la viața veșnică. Alt paragraf. Calea către Hristos, pagina 93. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia de rugăciune continuă, cu atât mai mult noi ar trebui să ne rugăm. Mulți, chiar când se roagă și studiază, sunt prea grăbiți să intre în prezența lui Dumnezeu. Se roagă ca o datorie și apoi pleacă înainte să fie experimentat prezența Lui. N-au înțelepciunea să aștepte până Dumnezeu vine. Ei n-au timp să rămână cu învățătorul divin. De aceea merg cu poveri și pleacă cu poveri fără prezența lui Dumnezeu. Educație, pagina 260. În sfârșit, alt paragraf, Mărturii, volumul 7, pagina 44. În fiecare zi, consacră-te pe tine și copiii tăi și familia ta lui Dumnezeu și nu pleca de la rugăciune până nu ești asigurat de prezența Lui în jurul tău și a familiei. Altfel, ești în pericol. Dacă nu trăiești în prezența Lui Dumnezeu,
să fii pe pământ, dar să nu mai aparții pământului, ci să aparții cerului și să umbli cu Dumnezeu ca Enoch, nu vei fi pregătit. Matei 24. Va fi un timp de încercare cum n-a mai fost niciodată. Isaia 26:3. Tu îi ții în pace perfectă pe aceia care își pun mintea și ochii pe tine. Fraților, mintea și ochii puse pe Dumnezeu. Dumnezeu, în timpul ăsta de criză finală, înainte să vină Iisus, face un apel la noi, cu iubire și cu suspine. Duhul Sfânt face un apel la noi, la fiecare în parte, cu suspine nemărginite. Vreau să fii salvat. Nu vreau să fii pierdut toată viața degeaba. Vreau să fii salvat pentru veșnicie, să fii în cer. Pământul ăsta e o clipă. Veșnicia durează. Vreau să fii cu mine în veșnicie. Dar nu vei putea să reziști și nu vei fi acolo decât dacă înveți încă de acum să trăiești în prezența mea. Dumnezeu face un apel la noi, la tine și la mine. Să învățăm să fim într-o legătură continuă cum era Enoch, cum era Moise, cum era Pavel. Într-o legătură continuă. Nu ne putem juca cu Duhul Sfânt. Nu poți să fii așa căldice. Ori ești fierbinte, ori ești rece. Dacă nu, ți-ai pierdut timpul degeaba. Dumnezeu ne cheamă să fim în legătură cu El în permanență. Auziți, zice, mă rog ca deși sunt pe pământ să nu fie, să nu aparțină pământului. Nu mai continui, vreau să vă spun o poveste și gata, mă opresc. Eram în 1977, când a fost cutremurul? Pe 4 martie, nu? 77, 4 martie, cât a fost? 1 minut și 16 secunde, 7,4 pe scara Richter, mi-amintesc bine sau greșit? 7,234 pe scara Richter, 1 minut și 16 secunde. Întâi s-a mișcat așa, după aceea așa, după aceea așa și gata. Așa e? Dar ăla, minutul ăla și 16 secunde, s-a părut o veșnicie, nu-i așa? Venisem de la adunare, era vineri seara, în Severin, am ajuns la scara blocului, am stat puțin de vorbă, după aceea fratele Balașa a plecat mai departe și eu cu tata, cu mama și cu sorele mele, am urcat, eram la etajul 4. Am urcat la etajul 4, am închis ușa, ne-am rugat și după aceea hai la culcare. A început. Când a început se cutremure, jos, se mișca tare, dar sus, la etajul 4, se mișca și mai tare. Dădea cu noi din perete în perete. Mama a început, Doamne iartă-mi păcatele și dacă mor acum ajută-mă să fiu mântuită. Tata zice, dragă, trebuia să-și cer iertare de mult, nu acum. Deci în fiecare seară, trebuie când te ajungi la culcare, să rezolvi toate păcatele de ziua aia. Ce idee, dar nu știu, dragă, dacă am păcătuit, dar vreau să fiu sigură dacă mor. Tata a început să cânte. Stânca mântuirii tu, către tine vin acum. Mama zice, cum poți să cânti? Și el zice, cum de tu nu poți să cânti? Zice lui soră mea, treci la pian. Soră mea zice, se mișcă. Se mișca pianul. Tata a început să cânte. Vecinii fugeau pe scări și țipau. Au căzut clădiri întregi în București, au murit, au fost oameni îngropați de vie, alții au murit, alții au fost rupți. Am văzut în București, m-am dus după cutremur, m-am dus să văd dacă soră mea e ok. Am văzut clădire, jumate era în picioare, jumate căuse, se vedea mobila în jumătate cameră. Și era pe perete agățat într-un fier beton o mână. Am văzut-o cu ochii mei și puțea de noi adevărat. Când oamenii țipau și fugeau în fața blocului și lifturile nu mergeau și alții au sărit cărămiți de la coșuri și au omorât acolo în fața blocului, când oamenii țipau și fugeau pe scări ca nebunii, tata cânta stânca mântuirii tu. Și mama zice, cum poți să cânti mai? Și tata zice, băi, dacă Domnul vrea să mor, unde pot să fug? Tot mor. Dacă Domnul vrea să trăiesc, poate să cadă 1000 la stânga și 10.000 la dreapta, eu stau liniștit. Zice, ce vrea Domnul, aia se întâmplă. Și aia zice, către tine vin acum. Între timp, bate cineva la ușă, tare tot. Domnul Goia, deschide ușa! Tata se duce, deschide ușa, era Nuțica și cu Mitica. Vecinii, exact, noi eram la apartamentul 17, erau la 18, ușă în ușă. Domnul Goia, putem să venim și noi înăuntru. Tata zice, bă, toată lumea fuge afară, de ce nu te duci? Ce, unde să mă duc? Cad scările cu noi! Zice, dar de ce vrei să vii la mine? Păi zice, știm că aici, în casa ta, e prezența lui Dumnezeu. Auziți, o vecină, o femeie ortodoxă, o femeie din lume, zice, știm că aici, în casa ta, e cerul pe pământ. Și tata zice, dar de unde știi, măi? Păi ce, noi țipăm, ne batem, voi cântați și vă rugați.
Noi toată ziua la lucru, voi sâmbătă voi la biserică. Noi știm că aici e pace, că e prezența lui Dumnezeu. Vine mă, hai înăuntru. Tata zice, stai jos, cântă și tu cu noi. La care nuțica zice, păi eu nu știu cântarea. Să lasă că spun eu, stânca mântuirii, tu către tine vine acum. Hai! Stânca mântuirii, tu... Lasă sângele, lasă sângele, lasă sângele. S-a oprit cu tremurul și tata zice, ok, hai să ne rugăm, du-te la tine acasă. Și apoi zice la ușă, zice lui nuțica, dacă vrei să fii în siguranță, trebuie și tu să inviți cerul în casa ta. Dacă vrei să fii în siguranță, trebuie și tu, în permanență, să inviți cerul să se mute în casa ta. Înțelegeți? Dacă vrei să fii în siguranță, în criza asta care e gata să înceapă, trebuie și tu, în permanență, 24 de ore, fiecare secundă, să trăiești înconjurat de prezența lui Dumnezeu. Altfel, vei fi pierdut. Fraților, timpul s-a dus, am sărit puțin că e subiectul lung și mi-e cam greu, îl am în engleză, am sărit puțin peste, dar cred că ați înțeles mesajul. Domnul vine curând, o să aleagă praful de România, de Spania, de America, de tot pământul ăsta, o să ardă tot. Dacă noi care suntem adventiști, ne numim așteptători, am uitat că trebuie să așteptăm, ce mai căutăm la biserică? Du-te, tata, acasă, mănâncă pizza și vezi un film, că tot acolo ajunge. Măcar bucură-te, ia? Dacă noi care numim adventiști, am uitat că trebuie să așteptăm, atunci de ce te mai numești adventist? E timpul să ne trezim. E timpul să așteptăm. E timpul să ne amintim că Domnul vine, e la uși, e gata. E gata, pământul ăsta e dus. S-au împlinit profețiile, e gata. E timpul să ne rugăm ca niciodată înainte să zicem, Doamne, am nevoie de să fiu, deși sunt pe pământ, să fiu cetățean al împărăției tale. Să trăiesc aici cu corpul, dar cu mintea să fiu acolo. Să nu mai mă consum de astea, că este o sardă, să alege praful de ele. Chiar dacă trebuie să te duci la serviciu, înțeleg, trebuie. Dar să te duci în permanență, cu conștiința prezenței, să umbli cu Dumnezeu, să știi că e acolo, că îngerii sunt acolo, că Duhul Sfânt, să trăiești într-o legătură continuă. Să zici, Doamne, umple-mă cu prezența ta, umple casa mea, biserica noastră, umple-mă cu prezența, nu mă lăsa singur o clipă, că fără tine nu sunt nimic. E timpul să ne trezim, pentru că numai ăia care sunt în prezența lui Dumnezeu vor fi scăpați, ceilalți vor cădea. Domnul face apel la noi. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem mesajul ăsta, pentru că cine nu-l înțelege va pierdea, nu foarte mult, totul. Domnul să fie cu noi astăzi, să vă binecuvânteze.